Să fie Domnul Dumnezeu în mijlocul nostru în seara aceasta. Am învățat că mai presus de cristalele sau de valorile acestei lumi este ascultarea de Dumnezeu și chiar mai presus de orice osteneală a noastră și de orice facere de bine și de orice trudire a noastră este ascultarea de Dumnezeu. El prețuiește mult mai mult la noi acest lucru, mai mult decât haine, decât posesiile noastre. Domnul să ne ajute să ascultăm de Domnul toată viața noastră, așa cum am învățat prin fratele Ghiță și Domnul să-L binecuvinteze. Vreau să vă fac conștienți că atunci când îți propui să asculți de Domnul și să te alipești de Domnul, Satana invocă un convoi și mai mare de armată să vină să te atace personal, să te atace, să te distragă și să te dea la o parte de ascultarea lui Dumnezeu și să faci, să împlinești poftele firii pământești. Fie printr-un, învățător, fie printr-o învățătură. Ne vom ruga în seara aceasta, am dorința aceasta, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește pe o undă, să zic așa, mai special în seara aceasta, pentru învățătura noastră și pentru atenționarea noastră. Pentru că sunt vremuri grele, sunt vremurile de pe urmă în care copiii lui Dumnezeu sunt în confuzie mare, nu știu foarte mult să deosebească stânga de dreapta pe calea lui Dumnezeu. Așa că în seara aceasta vreau să fim foarte atenți și să ne rugăm dornici ca Dumnezeu să ne călăuzească spre rai. Vreau să vă citesc trei versete care le-am găsit și mi-au plăcut foarte mult și se leagă foarte mult cu ascultarea de Domnul. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, 4 și 5. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucrurile plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, Râul Sfânt, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, așa să ne ajute Domnul. Amin. Când eram mic, ca și o parte dintre copiii și adolescenții din mijlocul nostru în seara aceasta și din poporul Domnului, auzeam aceste versete și mă gândeam eu atunci, cu minte de copil, de adolescent. A, dar nu voi trăi eu astfel de vremuri. Să vină în biserica mea unul care să mă învețe lărgirea căii lui Dumnezeu. Nici vorbă. Mai ales că noi în Oltenia am primit o evanghelie mai, să zicem, în ochii altora strictă, dar pură și curată. Slăvit să fie Domnul. Și mă gândeam eu atunci, nu voi vedea astfel de lucruri împlinindu-se. No, dar astăzi vreau să vă spun, dragilor, cu durere și cu, să zic, tragedie, că sub ochii noștri se împlinesc astfel de lucruri. Și în poporul lui Dumnezeu foarte mulți care nu acceptă și care nu le place adevărul biblic și pur și care nu le place ascultarea de Dumnezeu, știți ce fac? A, dar nu-mi place mie acolo. Mă duc dincolo. Și umblă ca albina din floare în floare și umblă după poftele și plăcerile pe care Satana îi le stârnește în inima lui, crezând că asta este o învățătură curată. Uitați-vă, dragilor, cum putem deosebi astfel de învățători care vin și aduc o învățătură care nu duce către cer. Primul mare criteriu este acela care deviază de la sfințenie. Cine învață astăzi pe poporul lui Dumnezeu că în sfințenie este permis multe lucruri, ăla este un învățător fals și un învățător după bunul plac al inimilor omenești. Nu ai cum să spui că te numești om plin de Duhul Sfânt, învățător, propovăduitor, conducător, orice slujire în care conduci un popor sau ieși în fața unui popor să spui că în sfințenie este permis anumite păcate. Dă-i că merge așa, frate. Împacă și oaia cu varza și capra și toate că mergem toți în cer. Nu e adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în seara aceasta și să avem grijă fiecare dintre noi, să nu îmbrățișem astfel de învățători care ne dau permisivitatea firii pământești și libertate la firea pământească. În împărăția lui Dumnezeu nu va intra, zice, nimic întinat. Ia gândiți-vă când eram la școală și aveam o coală albă și încercam să folosim un stilou. Și cum puneam pixul, ni se întinea jumătate din coală. Ce făceam cu aia? O aruncam. Ia gândiți-vă viața noastră dacă este întinată. Vom intra noi în cer? O, Doamne, de multe ori ne-am întinat cu lucrurile acestei lumi, că am ascultat noi predici prin X și Y, că ne-a spus fratele cu tare, că este bine și așa, că putem merge în cer și așa. În seara aceasta ne spune Sfântul Cuvânt că mulți își vor da învățători după propriile pofte.
Mulți își vor da învățători după propriile plăceri. Și haideți să vă spun, și cred că de-a lungul istoriei creștinismului, multe confesiuni au apărut datorită acestor învățători. S-au ridicat foarte mulți în poporul lui Dumnezeu să spună, lasă frate că e bine și așa, lasă frate că să practicăm și așa, nu trebuie să ascultăm de Domnul chiar și noaptea când dormim sau când ne trezim sau în orice circunstanță, nu trebuie să mai deschidem portițe, că nu e prea așa acum, e prea rău conservatorism, mai bine libertinism un pic, că nu îi place firii ăștia pământesc să stea acolo așa răstignită cum ne cere Hristos. Ne vom ruga în seara aceasta, citind cuvânt, ultimul verset, dar tu fii treaz, dar tu fii treaz. Numai atunci când ești treaz vei discerne învățătura curată de cea necurată, învățătorii murdari de cei curați. Atunci când ești treaz, ești luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mijlocești și Dumnezeu îți dă îți dă curăție de minte, ai mintea limpede întotdeauna când ești treaz. În seara asta ne vom ruga, Doamne, cât vom trăi pe acest pământ, în ascultare de Tine, ajută-ne să fim treji. Să putem să discernem întotdeauna învățătura sănătoasă. Și, dragilor, urmând o învățătură sănătoasă, îmbrățișind slujitori sănătoși și ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, vă garantez 100% bazat pe acest cuvânt care l-am în mână, că vom ajunge în cer. Alte căi nu cunosc, alte căi nu vreau să aud, despre alte căi nu vă pot garanta că duc în cer. Doamne, ajută poporul Tău să fie treaz. Ne vom ruga în această direcție. Amin.